Mihai a primit o scrisoare pe care a citit-o în liniște cu mare atenție. Bună, Mihai! Cum ești? Cum îți este sufletul? Oricum se vede că ești un băiat răbdător, dar asta nu înseamnă că trebuie să înghiți orice. Chiar dacă uneori te pierzi din cauza emoțiilor, mergi la persoana respectivă și îi spui exact ce ai vrut să spui. Analizează, Mihai! Te-ai aruncat în ceva fără să analizezi. Prea ușor ai trecut peste evenimentul de la petrecere când a plecat la somn. O cunoști destul să o crezi și nu te lăsa mânat de atracție. Tu simți că pleacă mereu de lângă tine la party, așa fără motiv? Sper că simți. Îți place? O găsești pe afară vorbind cu alții. Fii sincer cu tine. Ai simțit asta? Sau mergi spre ea și parcă are o barieră care te oprește? Simți acea barieră? E vorba de viitorul tău. Te rog să-ți mai răspunzi singur ție la o întrebare. Ți-a plăcut cum ai stat la încheierea petrecerii lângă ea în picioare și ea își continua conversația cu ceilalți? Cum te-ai simțit? Sau că abia s-a ridicat să te îmbrățișeze? Sau că nu te-a condus? A fost ok? Cred că e respectul pe care l-așteptai. Să-mi scuzi ironia. Răspunde-ți, te rog, pe rând la toate. Mai sunt și altele, dar sper că vor fi arătate și că tu vei fi pe analiză. Analizează, Mihai. Te-ai aruncat în ceva fără să analizezi. E vorba de viitorul tău. O cunoști destul să o crezi? Îți place? O găsești pe afară vorbind cu alții. Fii sincer cu tine. Ai simțit asta? Sau mergi spre ea și parcă are o barieră care te oprește? Dar ce-ar mai fi de spus în situația dată? Ana însă aborda altfel problema. Ești bine? Da. Ești sigur ești bine? Da. Ai primit un cadou din partea Diana, e prietena mea. Mulțumesc. Dar ce cu tine? Ai, nu-i nimic, doar că sunt supărată pentru că știu că te pun într-o lumină proastă și eu nu mai vreau asta. Tu ai ocazia să faci... Să te cunoști și cu alte fete, ai înțeles? Okay. Mie îmi place de tine, dar nu simt tot să fac alt și tine și mă simt vinovată pentru lucrul ăsta. Dar nu trebuie să mă simt, eu sunt sinceră și de-aia am venit să zic. Eu nu vreau să te pun pe tine într-o lumină proastă. Ok, dar calmează de. Dar nu, că tot... Da. Și nu știu și nici nu mă interesează. Ascultă-mă. Stai să zic ce se vede de afară, ai înțeles? Eu știu doar că eu nu vreau ca tu să suferi sau ceva și ăsta e ultimul meu gând, ai înțeles? Și mai bine o lăsăm deoparte, mai bine o lăsăm mai moale, mai bine nu știu. Dar de când să te pun în lumina asta, eu nu. Și nici nu o să zic, stai, că până mă hotăresc eu, ai înțeles? Nu o să fac lucrul ăsta, pentru că nu-i... Doamne... Ascultă-mă. Într-adevăr, îți respect deciziile tale, dar mie nu-mi place să... Dacă a intervenit chestia asta de, nu știu, de deranj sau deranj din partea oamenilor sau din partea, în fine, ce se întâmplă în exterior, mie nu place să renunț așa ușor. Chiar dacă o să fie greu, chiar dacă ție o să-ți fie greu să te apropii mai mult de mine sau chiar dacă o să-ți fie greu să te atașezi, tu faci cum simți, tu faci cum crezi, tu faci ce este mai bine pentru tine. Dacă simți să te apropii de mine, te apropii. Eu nu vreau să cunosc altă fată, nu mă interesează altă fată, absolut deloc. Și dacă crezi că mai ai timp de gândire și vrei să te mai gândești sau vrei să mai analizezi unele chestii, analizează-le, stai cu tine, singură, gândește-te. Eu o să stau deoparte, o să te aștept. Indiferent de ce decizie o să iei, eu o să fiu mator și o să înțeleg. Așa de rău sună când zici o să mă aștept, dar tu nu meriți să aștepți ceva, ai înțeles? Asta bine, e și problema. Bine, aștept situația, aștept să văd cum va decurge situația. Bine. Nu trebuie să faci un lucru
forțat. Dar nu-l fac, tocmai de aia zic. Tocmai de aia zic. Nu face. Dar nu-mi place în ce lumină ești tu pus, nu mă interesează de mine, că eu știu cum sunt. Ai înțeles? Doar că simt că merit mai mult și eu nu pot să-ți dau. Atât. Ok. Ok. Dacă crezi că poți sau crezi că sunt bărbatul potrivit pentru tine, luptă. Nu știu cum să zic. Luptă dacă îți dorești ceva cu adevărat. În momentul în care o să simt lucrul ăsta, o să lupt. Acum, singurul lucru pe care vreau eu să nu fii tu supărat. Atât. Nu sunt supărat. Atât. Nu simt să fac nimic. Poate am eu... Am primit și o scrisoare aseară. Da, am auzit. La fel și tu. Dacă crezi că, nu știu, sau îți place alt băiat... Dacă îmi plăcea sau o să-mi placă alt băiat, crede-mă că o să zic, nu e vorba de alt băiat, că nu mă acces pe tine și că pe încă doi deodată. Ok. Mai târziu, în emisia la Ivana, avea o părere despre scrisoarea primită de Mihai. Este opinia lor și îmi pare rău că asta am lăsat să se înțeleagă. Dar totodată cred că am fost sinceră față de Mihai, dar din câte am înțeles, eu aș fi, mi-ar plăcea de altcineva ceva într-acolo, nu este cazul. Nu, dar ce am făcut și faza cu aia, ți-am explicat-o cum a fost cu mersul la somn și tot. Da, eu știu cel mai bine ce se întâmplă aici, știu cel mai bine și văd. Cel mai bine, eu știu cum este ea. Ce ați vorbit în pauză, acum, înainte? I-am spus că nu vreau să-l pun în postura în care este pus și i-am spus încă o dată că eu nu trebuie să mă simt prost pentru că nu simt mereu cum simte el și mi-am spus că mie nu-mi place situația asta. Ana însăși cam pierdea cuvintele în fața lui Mihai. Nu am chiar să vorbesc. Pe situație. Doamne, zici că am fost răfăcătorul de acolo. De unde? Ce scrisoare. Ți-a dat să citești? Nu, mersi. Nu, pentru că știu ce e adevărat și ce nu. Da, știu. Probabil că cu atitudinea mea am lăsat loc de a interpreta, dar nu. Asta, atât este vorba, nu că ești o fată rea sau nu că ai făcut cine știe ce e sau atât, atitudinea. Și nu o să te trag la răspundere da, pentru nimic. Că tu nu o să mă tragi. Pentru că, nu, dacă simți să faci ceva, simți dacă mă tragi, adică vorbești, nu mă tragi tu la răspundere. Da, nu-mi place să trag pe nimeni la răspundere și mai ales pe tine. Femeia pe care mi-o vreau lângă mine, cum să zic, adică tu ai toate cerințele mele pe care mi le-am dorit. Până la urmă, oamenii ăștia care ți-au dat scrisoarea... Nici nu știu cine sunt. Dar îți vor binele, adică nu... Nu știu cum să zic. Păi n-am zis că îmi vor rău. Eu nu mă stresez de asta pe știu. Timp. Probabil sunt niște oameni pe care mă cunosc. Eu, da. Eu mai am fani. Eu am fani și înainte să vin la această competiție. Nu. Aveam fani și vorbeam cu ei și comunicam și... Și am încercat ceva cu o fată înainte să vin aici, la începutul anului. Și știu cum sunt eu. Știi? Eu știu foarte bine cum sunt eu și cum mă comport eu cu femeie, știi? Și de asta, probabil o vreau să îmi aduc aminte sau să mă atenționeze, să mă atenționeze. Eu aș vrea să le spun, nici mie nu-mi place să stai, băi, îi petreci, ok? Nu-mi place să stai tot lângă mine, adică nu neapărat. Și m-am dus afară să vorbesc, așa sunt eu, adică nu o să fac ceva de dragul doar de a face. Dacă am vrut să merg să stau afară cu... Am vrut să merg să stau afară cu tot, nu că am vrut să merg să stau afară cu un băiat. Oamenii ăștia sunt foarte atenți la tot și urmăresc fiecare pas, mai ales dar dacă noi ne-am apropiat. Dar foarte bine că fac lucrurile astea. Dar într-un fel, probabil e și bine că ne mai spun unele chestii, știi? Dar pe noi nu trebuie să ne afecteze. Da, știu. Noi tot... Luăm ce e bun pentru noi de aici. Da, exact. Și noi tot ce știm noi facem, cum credem noi că e mai bine. Eu de la început am simțit că, băi, e singura fată din casă cu care aș vrea să am ceva. Da, spune-mi, Ana, dacă n-ar fi primit Mihai scrisoarea aceea, ai fi fost la fel de categorică sau te-a turat un pic mesajul? Aș fi fost la fel. Aș fi fost la fel. Și astăzi... Ce s-a schimbat de el până astăzi? Probabil interacțiunea de seară. Am mai avut puțin timp să mai stăm împreună, am mai discutat. Am mai glumit, am râs.
Și în ce stadiu sunteți acum? Suntem bine. Da, suntem bine. Adică sunteți... Mi-e foarte greu să... Sunteți într-un cuplu, sunteți într-o cunoaștere, sunteți... Dacă sunteți într-un cuplu, știu că v-ați declarat un cuplu, dar vă purtați ca un cuplu sau... Nu. Mereu. Păi, nu știu, acum întreb și eu ca omul. De ce? Adică... Nu știu, un cuplu ar trebui să se comporte altfel, nu știu, să fiți, să fie mult mai apropiat, adică mult mai apropiați, mult mai drăgăstoși unul cu altul, mult mai, cu un vibe mai bun, mai, nu știu, cum e la început, na, când e la un, o relație la început, trebuie să fie totul frumos, să decurcă lucrurile frumos, oamenii se mai sărută. Și nu știm din cărți, știm că am trăit toți treburile astea, așa nu? Așa este. Și atunci, ce se întâmplă cu un cuplul vostru atipic? Ia. Cine-mi povestește? Cuplul nostru este un cuplu mai complicat. Așa. E mai diferit. Probabil așa a fost să fie, să înceapă cuplul nostru, dar cu timpul se va... Se fără va... săruturi, fără... Nu, ne-am mai pupat și zilele astea, ne-am mai pupat, nu e ca și cum nu ne-am pupat deloc. A, nu pe obraz așa, ca și nu, cum nu te întâlnești cu un amic și... Nu pe obraz. Dar Ana e reținută? Uite, de exemplu, el... Sau acum nici nu mai îndrăznești să... Nu, dacă îndrăznești să fac ceva, fac, dar nu, n-am mai simțit. Dar nu îndrăznești. Nu, ba da, dacă simt să o pup, o pup, dar n-am mai simțit să fie chiar așa de... Cum e Ana? Rezervată. E bine. Dincolo de e bine, de ce vă comportați atipic pentru un cuplu, hai să spun așa? Și noi, eu cel puțin când mă întâlnesc cu el, mă simt bine, râdem, glumim. Dar momentan... Și eu mă întâlnesc așa când mă întâlnesc când mă văd cu prietenii mei, să știi. Adică e foarte frumos, râdem, glumim. Cam ce poți să faci cu prietenii. Da. Dar momentan, hai că te-am întrerup. Nu mai știu ce să zic. Nu mai cere ajutor de la Mihai. Dar nu-i cer ajutor. Momentan doar atât. Atât era. Dar tu te simți atrasă de el? Da. Ok. Păi atunci mai așteptăm ce să facem. Știi că stăm aici până aproape de Crăciun. Na. Nu e ca și cum nu avem ceva de făcut. Da. De ce zâmbește lumea în public? Amuzant ce-a zis așa. A, amuzant, da. Bine.